Sunt Vladislav Badan, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a USMF Nicolae Testemețanu. În conformitate cu actele normative în vigoare, astăzi, 27 iulie 2020, a demarat procesul de admitere în instituțiile superioare de învățământ. În legătură cu situația epidemiologică, urmare a infecției cu noul tip de coronavirus COVID-19, procesul de depunere a actelor în universitate se desfășoară online. În acest scop a fost creată și pusă în funcțiune platforma instituțională e-admitere.usmf.md. Această platformă este pusă la dispoziția tuturor candidaților care doresc să aplice la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Procesul de depunere a dosarului începe cu înregistrarea candidaților pe această platformă. Astfel, primul pas al candidatului este înregistrarea pe platforma instituțională. După înregistrare, îi se activează profilul sau cabinetul personal și candidatul urmează câțiva pași consecutivi pentru a forma dosarul electronic și a-l expedia la Comisia de Admitere. Pașii includ completarea informațiilor cu privire la datele de identitate, informații despre studii, informații personale. Candidatul selectează opțiunile de concurs preferențiale. Menționez că fiecare candidat poate selecta una, două sau trei programe de studii la care dorește să-și urmeze studiile în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, în ordinea preferinței. Forma de finanțare este în bază de buget și în bază de contract cu taxă de studii. După selectarea opțiunilor de concurs, candidatul trebuie să atașeze pe platforma instituțională versiunile scanate ale documentelor. Documente obligatorii pentru procesul de admitere în anul curent sunt actul de studii cu anexa respectivă și buletinul de identitate. Dacă mai sunt careva situații speciale ce permit candidaților înscriere la cota de 15% de locuri cu finanțare bugetară, candidatul trebuie să selecteze respectivele acte. După parcurgerea fiecărei etape, candidatul își verifică toate câmpurile completate, bifează niște acorduri obligatorii pentru completarea dosarului și expediază dosarul pentru procesare la Comisia de Admitere. Fiecare pas al candidatului în platforma instituțională este însoțit de comunicare electronică. Candidatul primește mesaje de la Comisia de Admitere care confirmă înregistrarea acestuia pe platformă, confirmă expedierea dosarului, respectiv recepționarea acestuia de către Comisia de Admitere. După expedierea dosarului, de fapt, suntem aici în centrul de procesare a dosarelor al Comisiei de Admitere, candidații urmarei expedierii deja pot vizualiza profilul său, angajații USMF Nicolae Testemețanu preiau dosarele pentru prelucrare. Fiecare dosar este prelucrat de un operator. Dacă îmi permiteți, aveți un dosar, dacă puteți să-l... Pagina... Da. Fiecare operator vede în fața sa dosarul care a fost expediat de către candidat, date personale, informații despre documentul de identitate, date personale, informații despre studii, participări la olimpiade, informații părinți, stare civilă, situații speciale, opțiuni de concurs, documentele care au fost încărcate. Conform unui algoritm prestabilit, fiecare operator prelucrează, procesează dosarul. Respectiv, după procesare, acesta este integrat cu baza de date universitară, este integrat cu sistemul informațional de management universitar. Procesul de depunere online a documentelor este valabil în perioada 27 iulie-4 august 2020. Toți candidații în această perioadă pot să depună actele. Totodată, regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile superioare de învățământ în anul de studii 2020-2021 oferă posibilitatea candidaților care sunt într-o situație economică precară și nu dispun de posibilități de depunere online a dosarelor, le oferă posibilitatea depunerii în localul prevăzut în acest scop de către comisiile de admitere în incinta instituțiilor de învățământ. Așteptăm să vedem dacă pe parcursul perioadei vom avea acest gen de candidați.
Respectiv, dacă se vor prezenta, le vom asigura condițiile pentru a putea să depună dosarele în scopul participării la concursul de admitere. Ultima zi de depunere a actelor este 4 august, ora 17, după care se procesează rezultatele și pe data de 7 august 2020 vor fi făcute publice rezultatele concursului intermediar de admitere. Candidații declarați admiși, respectiv candidații care se vor găsi în listele de admitere urmare concursului intermediar, precum și candidații care nu se vor găsi în aceste liste, însă doresc să-și urmeze studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, urmează în perioada 8-18 august, conform unui orar stabilit cu respectarea regulilor de prevenție a infectării cu coronavirus de tip nou, să depună actele în original la universitatea noastră. Și în data de 20 august 2020 vor fi făcute publice pe site-ul universității usmf.md rezultatele finale ale concursului de admitere. Vreau să menționez că astăzi, fiind prima zi de recepționare a dosarelor, platforma a fost deschisă la ora 00:01, în 27 iulie. La moment sunt în procesare circa 300 de dosare care au fost expediate de către candidații la admitere. Toate întrebările care sunt legate de completarea online a dosarului, expedierea acestuia către comisia de admitere, precum și procesarea ulterioară a dosarului, pot fi adresate de către candidații la admitere la numerele de telefon 022-205-200, 032-205-200. În acest scop a fost creat un call centru de suport tehnic pentru a oferi claritate candidaților în procesul de admitere online. Totodată, suntem pentru toată perioada disponibili și la celelalte numere de telefon care sunt specificate pe site-ul universității. Suntem disponibili pentru candidați la adresele de e-mail care sunt făcute publice pentru ei și suntem gata să oferim toate condițiile pentru buna organizare și desfășurare a procesului de admitere la studii.